Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Angajații din primăria Cămărzana susțin că sunt terorizați atât fizic cât și verbal de către viceprimarul cu atribuții de primar, Coste Gheorghe. Mai mult de atât, aceștia spun că au fost amenințați nu odată și nici de două ori cu destituirea din funcție și chiar consilierii locali ne-au mărturisit că li s-au făcut promisiuni în schimbul voturilor din Consiliul Local pentru ca unele posturi din primărie să fie desființate. Despre tot ceea ce se întâmplă acolo vom discuta astăzi, iar în platoul Informația TV i-am invitat pe domnul Călin Brândușan, administratorul comunei. Bine ați venit la audiență în direct. Bine v-am găsit. Și doamna Rodica Pașca, inspector impozite și taxe locale, tot din comuna Cămărzana. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Înainte să începem, dragi telespectatori, vă înștiințez și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Așteptăm cu nerăbdare să ne sunați în orice clipă, să vă spuneți părerea referitor la această situație pe care o aveți aflat și pe care cu siguranță deja o știți din articolele apărute în Informația Zilei. În același timp știți prea bine că așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și ne găsiți și pe Facebook Audiențe în direct ITV. În primul rând, cred că ar fi foarte bine să știm de cât timp munciți în cadrul primăriei Cămărzana. Domnule Brândușan. Sunt angajat al primăriei Cămărzana din luna februarie 2007, iar în funcția de administrator din anul 2008. Deci de 8 ani, peste 8 ani. Da, de mult timp. Doamna Rodica. Eu lucrez în cadrul primăriei Cămărzana din 1996. Am lucrat la început ca bibliotecar, după care din anul 2000 am preluat sarcinile de operator de rol și în urma absolvirii studiilor superioare am promovat pe post ca inspector de impozite și taxe în 2007. Deci observăm că nu aveți un an, nu aveți 2-3 ani, ci aveți 8, chiar mai mult de 10 ani în primărie. Este doar acum o stare de tensiune în primărie sau astfel de probleme acolo la dumneavoastră au fost din totdeauna, au fost probleme și cu alți primari? Probleme ca și intensitate cum se manifestă acum nu au fost niciodată. Deci este al treilea primar pe care eu, de când sunt în primărie, îl am ca și primar, dar nu, chiar și cu ceilalți au mai fost unele mici probleme, ca și peste tot, neînțelegeri sau, dar nu s-a ajuns. Nu s-a ajuns până la acest nivel în care să fim amenințați sau chiar loviți. Da, o spuneți încet, domnule Brândușan. Pentru că eu nu mă așteptam, pentru mine a fost... Probabil nu este o plăcere pentru dumneavoastră să recunoașteți că da. Aceste lucruri s-au întâmplat. Mă bucur că am ajuns atât de repede aici și vă invit atât pe dumneavoastră cât și pe cei de acasă să aflăm mai exact de unde a pornit totul. Domnul Brândușan a fost lovit cu pumnul în piept de către edilul din Cămărzana luni, 12 aprilie, iar pentru a ne crede și dumneavoastră pe cuvânt și pentru că nu vorbim prostii aici, v-am spus și vă spunem în fiecare seară doar aici se spune adevărul, vă invit să auzim cu toții o înregistrare din momentul incidentului. Păi te mai întreb o dată, ai înțeles, tu faci ce primarul sau nu faci? Spune-mi ce faci tu, ce lucrezi tu la ora? Ce vrei tu cu mine? Uite ce lucrezi. Faci exact uite ce am venit să mă... Auzi, nu striga la mine, că și eu vă arăt tonul voce și tu. Auzi, te rog frumos să vii să faci adresă ce spune primarul. Nu fac niciodată. Acum, faci ce tu, ce faci? Eu trebuie să fiu la certeză la ora, nu mă interesează, tu ai un problem. Băi, nu striga la mine. Nu striga la mine. La certeză. Te rog frumos. Am eu programul. Ascultă-mă. Ia mâna de pe mine. M-ai atins? Ia mâna. Cine te-a atins? Tu m-ai lovit. M-ai lovit cu pumnul. Nu trebuie să faci. Tu trebuie să faci mă ce faci. De ce mă pui tu pe mine să dau adresa la poliție? N-ai secretar. N-ai secretar. La bine. Da. Am revenit în platoul Informația TV. Am ascultat cu toții o conversație
tensionată, am putea spune, soldată cu o lovire, din câte spuneți chiar dumneavoastră pe înregistrare. Domnule Brândușan, cum s-a întâmplat mai exact? De unde a pornit totul? Primarul m-a chemat la el în birou, era și secretar acolo și mai era un cetățean. Mi-a spus să dau răspuns la o adresă pe care mi-o lăsase vineri, prin contabilă. Deci vineri, în weekend, i-a lăsat contabilei adresa respectivă să mi-o aducă, astfel încât eu să dau răspuns la adresa respectivă. Am văzut despre ce era vorba, era o solicitare din partea poliției din Cămărzana cu privire la un litigiu, la o ceartă între doi cetățeni care obiectul certei era practic un drum care era folosit. Practic era un drum privat, iar era folosit și de alte persoane. I-am spus că nu intră în atribuțiile mele, eu nu sunt jurist în primărie și nu eu sunt cel care trebuie să dau răspuns unor astfel de adrese, lucru care practic de când sunt administrator public chiar nu am făcut, adică pe domeniul juridic doar secretarul primăriei este cel care răspunde la astfel de adrese. El a continuat să strige la mine că eu trebuie să fac adresa și că eu să dau răspunsul. Secretara era de față și n-a zis nimic. Eu am coborât spunând că bineînțeles, am spus că nu pot să dau răspunsul, nu sunt atribuțiile mele și am coborât pe trepte. El a venit după mine și am intrat în holul de sub sala de ședințe unde ați filmat și a închis ușa după el și a început amenințările. A început ceea ce am auzit, exact ce s-a auzit acum. A ieșit afară spunând că las că mai vedem noi. Sunt la prefectură, da. Ce anume? A fost o amenințare? S-a întâmplat ceva după? A luat ceva măsuri împotriva dumneavoastră? Nu știu nimic. Adică pe mine nu. Din momentul acela, în legătură cu acea problemă, s-au liniștit apele. Deci în momentul ăla nu mi-a mai zis nimic, n-am primit niciun telefon. El tot timpul amenință că sună la prefectură. Și a venit iar abia două zile mai târziu și m-a întrebat despre aceeași adresă, la care bineînțeles am refuzat din nou. Dar ca să mă justific, am văzut, erau niște păreri că eu înregistrez, că am ajuns că... Da, am ajuns să înregistrez, să pornesc telefonul, da? Pentru că am fost amenințat de mai multe ori cu faptul că îmi va face rele de nu voi mai sta în satul ăsta sau că îmi va găsi mie leacul sau îmi găsește el mie act de cojoc, că vă rezolvă. Doamna Rodica, trebuie să vă întreb și pe dumneavoastră. Domnul Brândușan a avut curajul de a-l înregistra pe domnul primar. Dumneavoastră v-ați lovit de astfel de amenințări, de vorbe grele? De nenumărate ori m-am lovit de vorbe grele și de amenințări. Ba mai mult, aș vrea să relatez faptul că, pe lângă faptul că ne amenință și ne adresează în jurii și vorbe urâte, în ultima perioadă, de multe ori ne supunea la diferite verificări neanunțate, deci nu mai ne trezeam că, deci pe partea de financiar, că acolo, de fapt, mă aflu în compartimentul financiar eu, domnul Brândușan cu achizițiile și doamna contabil. Pentru că interesul dânsului, deci pe noi trei, ăsta e interesul ca să ne rezolve și să ne poată zvântura din primărie. Asta a fost expresia. Bine, dar care au fost cele mai grele cuvinte care vi s-au spus? Sper că nu conțin în jurături și le puteți spune. Vă întreb asta întrucât la mie la telefon mi-ați spus ceea ce dânsul v-a promis într-un fel sau altul. De nenumărate ori și deși când suntem chemați, vreau să relatez în legătură cu registrul de intrări-ieșiri că în ultima perioadă, deci îl ține sub cheie, deci nu avem acces, nu putem să ne registrăm actele, deci de multe ori nu putem să la solicitările cetățenilor nu putem să le dăm actele solicitate din cauza domnului primar, pentru că zilnic este plecat și trebuie să așteptăm până putem să, deci, să soluționăm actele cetățenilor. De multe ori, deci mergem în birou, ne ridicăm corespondența, după aia deci ne deschide ușa de la birou, să plecăm, să ieșim afară,
nu mai are ce discuta cu noi, dacă vrem să ne punem o problemă în discuție, deci nu vrea să ne asculte, deci se comportă, deci în ultimul hal, deci nu se poate. Deci modul de a se comporta și modul de a ne trata, deci e... Domnul Rădică, este adevărat că v-a spus că își va bate joc de voi până în ultima zi de mandat? Deci mie, nu știu dacă era și la alt angajat, dar mie personal pot să vă relatez că mie acele cuvinte, eu l-am întrebat la noi în birou, domn primar, cât ai de gând să-ți bat joc de noi? Până în ultima clipă o să-mi bat joc de voi. Deci asta mi-au fost vorbele. Și am zis, nu să pag groapa la altul, că o să caz în ea. Nu-l interesează. Deci el merge înainte. Asta a fost expresia. El merge înainte. Revenim puțin la partea de registru, aș vrea. Domnule Brândușan, cum anume înregistrați actele din moment ce dânsul, spuneți că nu este la primărie, registrul este la, în biroul lui, cum faceți? Pentru că acele trebuie datate frumos, cetățeanul are nevoie de tot felul de documente, vine la primărie. Cu greutate, cu greutate. Ce se întâmplă? Amânăm cetățenii. Îi chemăm în ziua următoare sau foarte cu mare greutate. Este o problemă. Din momentul în care primarul a emis dispoziția de demitere a colegului Ionici Florin, Ionici Florin avea, printre alte atribuții, și registratura. La el era registrul de intrări de ieșiri, el înregistra toate documentele, corespondența, și din acel moment, de când a plecat din primărie, registrul a rămas la primar. Biroul primarului rămâne încuiat în absența lui, chiar și când este în primărie, dacă nu e în birou, biroul este încuiat, nu avem acces la registru. Înainte puteam să înregistrăm documentele normal, în mod normal, cum ar trebui să se înregistreze. Deci aveați o colaborare bună cu... Dar vreau să menționez un lucru aici. Domnul primar spunea că noi înregistrăm documente fictive și din acest motiv îl ține închis. Eu l-aș ruga pe domnul primar să dea un singur exemplu de document fictiv. Pot să vă dau un exemplu în care primarul a smuls registrul din mâna contabilei, care vrea să înregistreze un contract, o copie a unui contract care o primise de la primar pentru a efectua o plată pe factură. Primarul i-a smuls registrul, l-a trântit de birou, spunând că nu înregistrezi tu, că trebuia să-mi ceri copia în momentul când ai primit factura, care era cu câteva săptămâni înainte. Da, deci se întâmplă într-adevăr lucruri. Nu știm cum să le numim normale. Mie mi-ar plăcea tare mult dacă ar interveni cetățeni din Cămârzana sau alți angajați să ne spună dacă este o normalitate, dacă se poate întâmpla așa ceva. Aș vrea să revin puțin la situația aceasta de luni. Am auzit cu toții dialogul între dumneavoastră și domnul Coste Gheorghe. Ați depus o plângere în acest sens? Da. Imediat după incident, am redactat o adresă către parchetul de pe lângă judecătoria Negrești-Oaș, în completare la o altă plângere penală pe care am făcut-o primarului, în urmă cu aproape 2 luni în urmă, atunci când primarul mi-a preluat abuziv contractele de achiziție publică din dulap fără niciun proces verbal de predare-primire. Fapta gravă nu este faptul că le-a luat și stau la el în birou, în dulap, pentru că înainte și ceilalți primari le aveau acolo, dar de când le-am organizat puțin, de când am avut și control de la Curtea de Conturi anul trecut, le-am ținut la mine pentru că sunt munca mea și în lege prevede faptul că aceste contracte trebuie să facă parte, adică contractele de achiziție publică se regăsesc în dosarul de achiziție publică. Eu, având atribuții de achiziție publică, la mine trebuie să rămână. Le-a preluat abuziv, m-a pus să-i deschid dulapul, eu neștiind ce vrea să facă. Le-a luat pur și simplu, și chiar la insistențele mele. Nu știu, el a zis că vrea să le verifice.
Nu, dar dânsul nu are copii după ele. I-am dat copii. S-au dat tot timpul în momentul în care aceste acte au intrat în primărie. Nu este normal să treacă pe la dânsul. Nu a avut timp să le citească atunci. Mi-a mărturisit după două zile, când eu insistam să facem acel proces verbal, mi-a zis că nu are încredere în mine și de asta l-a luat. Deci nu are încredere în dumneavoastră. Da. I-ați dat motive? Știu că a fost o plângere din partea unei persoane în legătură cu un contract încheiat în anii anteriori și corpul de control al prefectului a solicitat niște informații cu privire la contractul respectiv și din acel moment s-a petrecut în acea perioadă în care a început controlul, practic, în legătură cu acel contract. Dar eu niciodată nu a fost să nu... Întotdeauna am pus la dispoziție orice copil, chiar și pe un an sau doi ani de zile, toate contractele când mi le-a cerut, n-am avut. Pentru că vă dați seama că e munca mea, eu nu pot să mă sabotez pe mine, adică e munca mea și în situația în care avem un control, practic, eu răspund de întocmirea contractelor conform legislației achizițiilor. Da. Acum cu aceste plângeri penale, ce se întâmplă? Doamna Rădica, ați depus și dumneavoastră plângeri penale împotriva domnului primar? Domnul primar, la ora actuală există 4 plângeri penale din partea angajaților primăriei. Domnul Călin Brândoșan, în ce privește preluarea abuzivă în prezența lui domnul Bâle, împreună cu domnul Bâle le-a preluat abuziv. Domnul Bâle, să știți fostul primar, este fostul primar care în perioada 2012-2015 vara lui trecut a primit o închisoare cu suspendare 3 ani, dacă știu bine, pentru contrabandă de țigări și grup infracțional, organizare de grup infracțional, dacă știu bine. Din partea doamnei contabil, în ce privește calificativul pe care... Iar eu, pentru acea situație, deci de a ajunge să fiu pusă în fața unei comisii de disciplină. Acum, în prezent, aceste 4 plângeri penale au ajuns la o finalitate? Anchetatorii au verificat cele spuse de dumneavoastră? Și pe lângă acestea, din partea angajaților, deci domnul primar mai are și din partea cetățenilor, deci niște lucruri de clarificat. În ce privește imobilul de pe strada principală care se află pe jumătate pe drumul județean și mai are și alte lucruri de clarificat în ce privește situația dânsului. Da. Un lucru, am spune noi, grav, este că a vrut să vă demită din funcția de administrator, domnule Brândoșan, într-un mod mișelesc, am putea spune. Și anume, a interacționat cu aproape fiecare consilier local în parte și a început să le promită. Unuia i-a promis îi pune piatră pe drum, altuia că îl ajută dacă va fi și el ajutat, dar nu are rost să vorbim noi. Mi-aș dori tare mult să urmărim un material în care doi dintre consilierii din Cămârzana ne povestesc cum a fost mai exact, ce s-a întâmplat mai exact în cum și ce le-a promis. Cu privire la ședința ordinară a Consiliului Local, în care la punctul 7 și 8 ni s-a propus Consiliului Local să aprobăm desființarea postului de consilier de administrator public, domnul Coste și-a retras, primarul și-a retras aceste două puncte de pe ordine de zi, în ideea că nu va avea majoritate. Deci, pentru că ne-a promis că va pune piatră pe drumuri ca să votăm acest. Și aceasta nu s-a întâmplat până la data când s-a avut loc ședința. Deci să înțelegem că v-a făcut promisiuni. Da, oferte. Deci noi pe drumul ăla despre care e vorba de la mine la Popa și în sus, noi avem și proiecte. Sunt două proiecte pentru acel drum. Însă în ședința asta au zis acum e momentul ca să aprobați ăsta și eu vă pun piatră pe drumul ăla. Fac drumul ăla către mine și către tatăl, taică meu, părinții mei încolo, doar să votați aceste puncte. Iar eu, la intrare în ședință, am spus, domnul Coste, nu ai făcut drumul până acum, așa că cele două puncte din partea mea o să cadă. Deci să înțelegem că dumneavoastră, într-un fel sau altul, ați fi acceptat? Nu aș fi acceptat sub niciun fel, nici asta, pentru că pe cele două drumuri, oricum, avem proiecte pe el. Numai ca să ne pună piatră, trebuie să vorbești cu omul. Te faci, frate, și cu dracu ca să treci crucea, ca să treci puntea, nu? Deci, hai, pune piatră că o să-ți voteze. În schimb, la vot cu totul era altceva. Deci nu puteam să votez în ultima lună sau în ultimele două luni de zile de mandat desfințarea unui post de administrator public. Păi și așa e haotic.
Vi s-a cerut și dumneavoastră să votați în Consiliul Local desființarea postului de administrator de comună. Ați primit ceva promisiuni, cum că vi se va face ceva în schimbul votului? Da, chiar aici vreau să ajung. Aici m-a durut cel mai tare. Eu sunt consilier pe alte străzi, dar am vrut să mă implic într-o drum, că mi-a cerut o parte din consilier, adică din cetățeni, vreo 20 de cetățeni, să ne ocupăm de drumul ăla. Fiind consilier, am zis că mă ocup de personal de drumul ăla. Am strâns bani de la oameni încă de anul trecut. Oamenii au venit să mă ocup de drum, mi-au dus bani că să cumpărăm piatră concasată și să punem pe drum. Și am umblat pe la oameni. Între timp ce se făcea drumul pe strada Pășteni, și cu câteva zile înainte, au venit domnul primar la mine și mi-a spus că vrea să desfințeze postul respectiv de administratorul primăriei. Și mi-a zis că dacă îi dau un vot, îmi dă utilajele și piatră. Altfel nu? Altfel o să nu-mi dă. Și l-am întrebat pentru ce? Pentru banii mei? Banii mei care eu contribui. Am plătit 17 milioane sau 1700 de lei, am plătit taxele și impozitele. Avem toți plătite taxe și impozite și pe banii noștri, păi că așa nu vreau eu să-ți dau. Păi de ce? Că nu vreau eu să-ți dau. Dacă îmi dai, uite, acum ai nevoie de mine, am și eu nevoie de tine. Îmi dai să-l dau pe, ca așa sus, îmi dai să-l dau afară câteva legioane. Exact așa s-a exprimat și așa m-am exprimat și în ședința de Consiliul Local, că am avut ședința, nu mai rețin pe ce dată a fost ședința, am avut ședință și exact așa m-am exprimat și în ședință, că vrea să scape de câteva legioane din primărie. Ați vorbit și cu alți consilieri și lor li s-a promis același lucru? Chiar eram și când s-a tăiat drumul, în șanț, am făcut cu Paul Vasile, tot consilierii, și era acolo și l-a întrebat Paul, bun măi, dar de ce vrei să-l dai afară? Ce te deranjează, postul sau persoana? Și una și alta au spus că îl deranjează. Da, am revenit în platoul Informația TV. Observați că lucrurile sunt cât se poate de reale. Domnule Brândușan, doamna Rodica, se pare că pentru domnul Coste Gheorghe sunteți ligioană. Vreau să vă întreb, să-mi spuneți sincer, domnul viceprimar cu atribuții de primar are o treabă doar cu dumneavoastră sau și cu toți ceilalți angajați din primărie? Nu are treabă cu toți angajații primăriei, doar cu o parte din angajații primăriei are treabă. Și vă relatez că, după cum stau lucrurile, deci el are probleme și are treabă cu angajații primăriei care au studii superioare. Pentru că nu are treabă cu agentul agricol, nu are treabă cu casierul, doar cu angajații cu studii superioare. Deci și-a format ideea și el deci vrea să scape cu orice preț de aceste persoane. Nu contează împrejurările, nu contează modul de a reuși să-l înlăture din cale, doar vrea să-i înlăture. Dumneavoastră ați spus că ați fost trimisă la Comisia de Disciplină. Pe ce motive? Pe motive că nu fac treaba. Deci domnul primar, deci nu numai referitor la mine, deci referitor și la ceilalți angajați. Și la doamna contabil, și la domnul Brândușan, și la domnul Florin Ionici. Deci când a ajuns în situație să-i emită dispoziția de încetare a contractului, asta era replica dânsului. Nu-și fac treaba angajații primăriei, angajatul nu-și face treaba. Ați fost la Comisia de Disciplină? Ce rezultat? În prima fază, Comisia de Disciplină a fost întocmită cu primăria Racșa, după insistențele și după abuzul pe care, presiunile pe care s-au făcut asupra lor, primăria Racșa au renunțat la dispoziție, au emis o altă dispoziție de încetare, acea dispoziție, pentru că neavând funcționari destui în primărie, am fost nevoit să apelăm la altă primărie. În cele din urmă, au apelat la primăria Târșolț. Am avut prima, marți, pe data de 11, s-a prezentat Comisia de Disciplină la Cămărzana, pentru a discuta problema, deci am luat legătura prin sindicat cu domnul Vasile Tuns, care deci mi-a recomandat avocatul, lucru care să nu discut în lipsa avocatului absolut nimic. Doar să-mi concep un memoriu pentru a mă putea apăra, dar apărarea o să fie în prezența avocatului, deci la Comisia de Disciplină. I-am cerut lucrul ăsta și acum am înțeles că și Târșolțul
o să renunțe la acea comisie și ei nu mai sunt dispuși ca să... Pentru că s-au făcut și la Tășu, s-au făcut aceleași presiuni ca și la Racșa. Dar cine face mai exact aceste presiuni? Păi, doamna secretară împreună cu domnul Coste. Doamna secretară cu Jocaru Mioara și împreună cu domnul Coste, primar. Deci vor cu orice presă înlăture persoanele pe care nu îi agrează, deci vor cu orice presă îi înlăture din calea lor. Primărie. Domnule Brândușan, acum toată această situație, deși consider că o mică parte din ea a fost prezentată în ziarul Informația Zilei, atât miercuri, atât marți, cât și joi, aș vrea să ne spuneți, instituția prefectului nu s-a autosesizat în vreun fel? Nu ați fost contactați de către ei? Eu nu știu, adică pe mine nu m-a contactat nimeni. Aș vrea să completez referitor la situația asta. Am ajuns în situație să ni se aducă control de la AXA pe biroul financiar de nenumărate ori, chiar și în ajunul de Crăciun. Am fost supuși unui verificări. Nu s-a ținut cont de actele care ni s-au cerut ca să completăm pentru întocmirea raportului, deci în a doua situație, deși domnul auditor Gavruș Adrian ne-a promis că se întoarce după actele care ni le cere pentru verificare, și-a venit cu raportul întocmit fără să țină cont de actele care ni s-au solicitat. Da. Instituția prefectului s-a deplasat la... Noi am fost supuși. În ultima perioadă am fost supuși de foarte multe situații neplăcute. S-au ajuns în situație, deci în vremea când încă era domn primar Bâle Vasile, toată ziua că au fost plecat, doamna contabilă a lucrat pe state de plată și actele necesare pentru ridicarea salariilor în ziua următoare și la întoarcere a început în curtea primăriei să urle că era plecată până acasă, că stă în apropiere și a început să urle și a început să facă un scandal ca în ziua următoare să fim chemat în birou la dânsul să ne relateze că o să se adreseze instituțiile superioare și să acceptăm ca să... era întocmit deja un raport conceput și atunci am spus și eu și domnul Călin Brândușan, ne-a spus la domnul Bălec că nu vrem ca să se folosească de noi pentru a lovi în unul sau în altul, nu avem nicio treabă și am ajuns în situație să fim audiați, de să ni se aducă, să ajungem să fim audiați de domnul Slăteanu, comisar. Deci comisarul de la IPJ Satu Mare, după care, din nou, să deplasa la fața locului prefectul Avram Eugen, împreună cu șeful IPJ-ului, domnul Vlad, să se lămurească, să vadă care e situația la Comărzană. Să vadă care e situația la Comărzană. Se pare că n-au reușit. Trebuie să mă întrerup, pentru că domnul Grigore se află cu noi prin telefon. Domnule Grigore? Bună seara! Bună seara! Domnul Călin Grigore, dumneavoastră sunteți consilierul local cu care am discutat și la Comărzană. Da. Da, ne bucurăm tare mult că ați intervenit. Spuneți! Deci bună seara dumneavoastră, invitatelor, telespectatorilor, Informația TV Satu Mare. Așa. Deci vreau să revan niște lucruri, să confirm mai multe lucruri, că cele relatate de cei doi invitatele noastre se confirmă. Și vreau să vă dau încă un exemplu care dumneavoastră încă până acum nu l-au dat. În toamnă, într-o ședință de Consiliul Local, doamna Pașca Rodica, în calitate de inspector, a făcut o cerere la Consiliul Local și a cerut aprobarea a 10 metri cub de lemn necesare pentru iarna asta, iarna care a trecut. Da. 2015-2016. Lemne pentru ce mai exact? Pentru primărie? Pentru școală? Încălzirea locuinței. Așa. Însă nu a primit, nu i s-a dat. Deci probabil i s-a cerut un avantaj. Fie că să lase pe cineva ca să nu plătească impozit, fie ca să facă o favoare cuiva. Părerea mea, dar știu că nu i s-a dat lemnele în iarna aceasta. Da. Deci, doamna Pașca, așa s-a întâmplat? Da. S-a făcut, Eu am făcut o cerere către Consiliul Local. Consiliul Local mi-a aprobat. Deci, dar domnul pădurar nu a avut bunăvoință și mi-a spus că el este stăpânul primării, el este stăpânul pădurii și nu o să beneficiez de lemnele respective și deci chiar n-am beneficiat, deși Consiliul Local mi-a aprobat. Dar vi s-a cerut ceva în schimb? Nu, deci nu pot să zic că mi s-a cerut ceva în schimb, numai că am fost refuzată. Am fost refuzată, deci, la cererea respectivă. Deci înțelegem că se extind aceste acuzații și la domnul pădurar. Spune dânsul că este stăpânul pădurii. Deci mi s-a spus că deci, în pădure el e stăpânul, el dirigează și nu o să beneficiez de... Și, pe urmă, în ședință, deci spune că am refuzat eu lemnele, deci, domnul pădurar. Domnule Grigore, vă mulțumim tare mult pentru intervenția. Mulțumesc și eu, o seară plăcută, să urmăriți în continuare.
Da. Deci spuneți că de la instituția prefectului au fost deja la fața locului. Da, s-au deplasat și domnul Miclă și domnul Dorle. Se pare că nu s-a rezolvat nimica. Acum de ceva vreme avem un nou prefect. Nu ați încercat cumva să mergeți, să discutați și cu dânsul, poate rezolvă problema? Sau atunci când a fost și a făcut domnul prefect acel tur prin toate comunele, pe la Cămărzana nu a trecut? Noi nu am fost informați că vine prefectul, iar vizita fostului prefect, Avram, a fost într-un alt context, nu în legătură cu poziția mea sau în legătură cu funcția pe care o ocup eu, ci a fost în legătură cu alte lucruri pe care eu nu am asistat la ședința respectivă, a fost doar contabila și colega de la impozite și taxe, da. Rodica. Ați tot pomenit de domnul Florin Ionici. Dragi telespectatori, domnul Florin Ionici este un fost consilier al primarului care luna trecută, în 24, a fost destituit din funcție. Motivele, haideți să le aflăm chiar de la el. Florin Ionici, dumneavoastră ați fost consilierul primarului. Da. Și din câte mi-au relatat și colegii dumneavoastră, ați fost destituit din funcție fără un temei anume. Acum mi-ar plăcea foarte mult să-mi explicați dumneavoastră cum a stat situația și care au fost motivele care s-au invocat în momentul în care vi s-a cerut demisia sau ați fost dat afară. Am fost destituit din funcție în data de 24 martie. Preavizul, mi s-a făcut un preaviz în data de 15 februarie pe motive că, cum scrie chiar în preaviz, primarul comunei Cămărzan consideră că nu mai are nevoie de postul de consilier al primarului, se descurcă și singur. Foarte interesant, în 3 ani nu s-a descurcat, dar acum în ultimele luni s-a descurcat. Bine, asta fiind doar de suprafață. Motivul fiind politic. Cu 3 zile înainte să-mi emită preavizul, eu trebuia să merg cu fratele meu la operație în Cluj, vreau să-l însoțesc și mi-a făcut o cerere de concediu. În ziua aceea a venit domnul Bălev, fostul primar, și cu domnul Coste, care sunt președinte, co-președinți la PNL, eu fiind președinte la TNR la PNL, și cu domnul Fazica și domnul Moșica în birou la dâns și m-au chemat acolo. Te rog să vii. Da, am venit. Auzi, Florine, dar tu vrei să candidezi? Păi zic, da, e dreptul fiecăruia. Da, vrei să candidezi? No, bun. A, deci tu vrei să ne trezi, dar nu trădezi pe nimeni. Eu, e dreptul meu prin lege, pot să candidez. Da, bun, pleci din primărie, pleci din partid. Păi zic, cum să plec din partid? Ce treabă are primăria, administrația cu partidul? Păi nu, păi aici eu decid. Și domnul Bâle, și am spus, domnul Bâle, dar dumneata nu ai nicio funcție. Care e problema dumneata? Nu. Auzi, măi, către domnul Coste, pleacă ăsta, da, și domnul Coste zice, he, du-te, scrieți demisia. Zic, eu nu scriu demisia pentru că eu știu că mi-am făcut treaba. Aș vrea să știe toată lumea, da. Care au fost mai exact atribuțiile pe care le-ați avut pe lângă primar? Atribuțiile mele din fișa postului, normal, trebuia să țin cont de ca primarului, foarte, foarte subțire, dar mi s-au dat atribuții în domeniul situațiilor de urgență, mi s-au dat atribuții la protecția mediului, mi s-a dat DSP, registratura, am fost în două proiecte pe fonduri europene, prin GAL, am fost în comisie, foarte multe atribuții mi s-au dat și mi le-am dus la îndeplinire. Nu cred că, de-aia zic că nu au avut vreun motiv, doar motiv politic. Asta e mai rău ca și în perioada bolșevică, fix așa era și atunci, deci cine nu e cu noi, împotriva noastră. Deci nu merge. Eu cred că dacă pentru să meargă bine administrația, trebuie să lași oamenii care sunt competenți. Ați fost pus în această funcție printr-o hotărâre de consiliu local. S-a procedat la fel? Nu. Și la destituire? Nu s-a procedat. Am întrebat, dar de ce totuși? De ce nu prin consiliul local? Fac ce vreau, eu sunt șeful. În acest moment, ce ați făcut? I-ați dat în judecată? Da, i-am dat în judecată. Prin litigii de muncă, prin sindicat, am un dosar, nu știu numărul exact, și prima înfățișare e pe data de 12. Da, înfățișarea este pe 12 mai, luna viitoare. Da, observăm că domnul Florin Ionici este o victimă a alegerilor locale din anul acesta.
într-un fel sau altul. Dânsul spune, și ați auzit și dumneavoastră, că din acest motiv a fost dat afară. Vreau să vă întreb altceva, în schimb. Fostul primar, Vasile Bâle, care, după cum a zis, în vara anului 2015 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru contrabandă de țigări. Mai merge pe la primărie? Are vreun cuvânt de spus pe acolo? Încă își mai exercită mandatul așa din umbră, să înțelegem? Aș vrea să relatez eu lucrul ăsta. Vă rog. Și să vă răspund la situația asta. Deci vreau să vă relatez că în fiecare zi, zilnic, vine pe la primărie. Ba mai mult, în fiecare seară, domnul Bâle cu domnul Coste și cu doamna secretar Cojocaru în birou, fie la domnul Coste, fie la doamna secretar, ore întregi, sub privirea mea. Pentru că eu am stat și am lucrat până seara târziu, de la 1 ianuarie încoace, și sub privirea mea în fiecare seară la consultări, la discuții în birou, la doamna secretar sau la domnul Coste, deci în fiecare zi. Nu există aproape zi ca să nu apară în primărie, ba mai mult are acces la actele primăriei. Deci noi, ca angajați, nu avem acces la actele primăriei, în schimb domnul Bâle are acces și se permite în continuare să și are liberul acces la actele primăriei. Deci să înțelegem că dânsul a rămas primar într-un fel sau altul. Păi, în spatele lui domnul Coste, deci domnul Bâle încă își mai spune cuvântul. Da. Aș vrea să mai completez un lucru vis-a-vis de domnul Florin Ionici. De la data de când a plecat domnul Florin din primărie, vreau să vă relatez o situație destul de neplăcută, pentru că noi de la ANAF avem o amendă de 1.400.000.000 de achitat la care s-a cerut eșalonarea, pentru că nu există posibilitate de achitat. Și pe lângă amenda respectivă, domnul Coste, domnul viceprimar Coste, mai au primit de la plecarea lui domnul Florin din primărie, au mai primit două amenzi, una de la Garda de Mediu și una de la ISU. Pe ce ne puteți spune ANAF-ul pentru ce mai exact? Deci era o lucrare, amendat? Deci o asfaltare de drum și nu s-a respectat niște ăsta și domnul Bâle l-a convins pe un cetățean să reclame lucrul ăsta și ANAF-ul, deci am primit o amendă care comuna o va suporta și din bugetul local se va achita amenda respectivă. Și Garda de Mediu respectivă? De regulile din cadrul comunei, Garda de Mediu, deci asta au fost erau atribuțiile recente. Colegului Florin Ionici. Dânsul se ocupa de situație. Acum, nemai fiind cine să se ocupe de aceste lucruri, lucrurile importante le-au tratat cu indiferență. Dosarele finalizate, pregătite și trebuiau predate. Deci să înțelegem că avea totuși nevoie de domnul Ionici. Păi vreau să vă spun că domnul Ionici Florin, de la venirea în primărie, toată munca le-a făcut-o domnul Florin Ionici. Toată munca. Să arate domnul Coste, domnul viceprimar Coste, cu atribuții de primar, să arate un act făcut de dânsul, de când a venit în primărie. Aș vrea să-mi arate. Da. V-am întrebat acum câteva minute dacă sunteți singurii care suferiți din pricina modului în care înțelege domnul Coste Gheorghe să-și facă datoria. Când a fost la Cămârzana, noi am vorbit și cu doamna Carmen Todica, care este contabilă la dumneavoastră acolo în primărie. Aș vrea să o ascultăm și pe dânsa, să vadă și cei de acasă și dânsa ce are de spus în ceea ce privește, în ceea ce îl privește pe domnul primar. Imediat de la preluarea mandatului, în urma încetării mandatului domnului Bâle, de anul trecut din iulie, a încercat să mă intimideze, a încercat să mă facă să renunț, chiar și în instituțiile cu care lucrez, cu care colaborez ca și orice contabil, chiar și la trezoreria Negrești-Oaș, chiar și la finanțe la Satu Mare, a fost însoțit de secretar și au cerut să fie înștiințați imediat ce știu că aș avea întârzieri în raportarea situațiilor financiare sau dacă întâmpină colegii mei de pe partea financiară probleme cu mine, să fie anunțați că vor lua măsuri. Ideea e, colegii mei din finanțe m-au atenționat, eu nu știam de faptul ăsta că căutau să mă denigreze și să mă saboteze. M-au anunțat colegii și ca atare de aproape un an de zile au atitudinea asta vis-a-vis de mine. N-am dat motive să... Deci n-am căutat să împiedic activitatea în primărie. N-am căutat decât să-mi fac munca ca și contabil
Dar probabil că nefiind de acord cu modul de lucru a domnului Coste, care de multe ori caută, încheie contracte sau aduce facturi cu, fără documente justificative, trece peste Consiliul Local și își, în repetate rânduri ne spune: eu sunt primarul și faceți cum vă spun eu, dacă nu zburați, dacă nu plecați, pe unii dintre noi care nu suntem din Cămărzana, ne-a făcut în repetate ori vinituri și o să zburați, o să plecați, sunteți chiar cu cuvântul de gunoaie ni s-a adresat. Spuneați că vine de multe ori cu facturi fără a avea alte acte justificative. Facturi pentru ce anume? Facturi pentru prestări, servicii, diverse lucrări, chiar și pe bunuri care se achiziționează fără să se consulte cu colegul care răspunde practic de achizițiile publice, fără să se consulte cu Consiliul Local care ar trebui să-i dea aprobarea pentru decontarea cheltuielilor. Am revenit în platoul Informația TV. Observăm că și aici se aplică aceleași reguli. Dacă faci ceea ce spun eu, rămâi. Dacă nu, mai vedem. Aș vrea să ne spuneți, pe lângă ceea ce am auzit deja și de la dumneavoastră și de la ceilalți angajați, acum de la doamna contabilă, de la dânsa aflăm ceva nou. Și anume, domnul primar, domnul viceprimar cu atribuții de primar, duce la decontat facturi fără a avea acte doveditoare. Cum anume se întâmplă aceste lucruri? Domnule Brândușan, noastră sunteți pe achiziții. Cum vă explicați toate aceste lucruri? Câți bani mai exact se decontează fără ca dumneavoastră sau consilierii locali să fie întrebați, să fie consultați, să li se ceară votul? În mod normal, o procedură de achiziție trebuie să să urmeze niște pași, niște etape. Aceste etape implică, în primul rând, o anumită alocare bugetară și, pentru sume mai mari, pentru investiții mai mari, aprobarea în lista de investiții. Și toate aceste lucruri se fac sub votul Consiliului Local, adică consilierii locali ar trebui să fie înștiințați despre lucrările și contractele care se vor face și abia după aceea, cu acordul lor, să se poată demara lucrările sau serviciile sau contractele respective. Vă dau un exemplu. În luna ianuarie, în 30 ianuarie sau 31 ianuarie a fost o ședință de Consiliu Local, prin care s-a aprobat bugetul local pentru anul 2016 și s-a aprobat și lista de investiții. La câteva zile, domnul viceprimar a început să golească birourile, să facă renovări în birouri, cu toate că în lista de investiții nu era prevăzută această lucrare și nici din bugetul local nu s-au alocat bani pentru această lucrare. A venit la mine, mi-a spus să fac procedura, să fac documentația pentru achiziționarea lucrărilor. Nu am fost de acord, la fel ca și multe alte dăți, asta este doar un simplu exemplu, nu am fost de acord și am solicitat ca lucrarea respectivă să fie aprobată spre aprobare Consiliului Local. Factura despre care zice colega, am impresia că se referă la o factură despre servicii juridice. Primăriile încheie astfel de contracte cu avocați, dar în momentul în care domnul primar a încheiat contracte fără să ne consulte pe mine la achiziții, mă refer, sau colega de la contabilitate, a încheiat contract și a adus factură. Factură care contabila, neștiind despre existența contractului, a spus că are nevoie de documente justificative, respectiv contract, referat de necesitate și celelalte documente care trebuie să însoțească orice contract sau factura până la final. Este vorba despre acest caz, a adus o factură, contabila neștiind despre contractul respectiv și nici eu, adică eu știam că mi-a spus, doar primarul mi-a arătat contractul, mi l-a arătat, mi-a zis că eu i-am spus că trebuia să discute și cu noi înainte despre
Categoric că trebuia să discute cu dumneavoastră în primul rând, dar mai mult de atât trebuia să se facă o rectificare de buget prin care consilierii locali să găsească o modalitate de a lua bani de undeva și aloca acestor renovări care se fac în prezent la dumneavoastră în primărie. Da. Acesta este, din câte știm și noi și din câte mai cunoaștem, mersul normal al lucrurilor. Și deci, acum ajungem, ca să fac, deci ca o sinteză, practic cauza principală a tensiunilor în cazul meu cu primarul este chiar acest lucru, faptul că primarul îmi impune cumva sau încearcă să-mi impună să închei contracte care nu au acoperire bugetară sau nu sunt aprobate în lista de investiții de către consilierii locali. Iar eu nu pot să fac acest lucru pentru că, neavând acoperire bugetară, nu putem să depășim, nu putem să ne depășim, practic, atribuțiile. Da. Eu i-am rugat pe colegii mei acum câteva secunde, le-am scris pe Facebook că să îl sune pe domnul Coste Gheorghe. Ne dorim foarte, foarte mult ca să aflăm și părerea dânsului. Din păcate, aceștia m-au anunțat că nu răspunde la telefon, au încercat să sune de 3 ori. Trebuie să vă spun că nici la emisiunea din această seară nu a vrut să vină. Și pentru că trebuie neapărat să vedem și ce spun nu doar angajații din primărie, dar și cetățenii, vă propun să vedem care este părerea lor despre situația actuală din comună și care sunt nevoile lor mai exact. Scandal în primărie sau drumuri, școli, dispensare și așa mai departe. Comuna Cămărjana e comună frumoasă, comună de deal, de munte. Numai conducerea avem cam nu pe plăcutul nostru. Cam pe placul lor, acelor ce sunt funcții mai multe. Nu cu mult timp înainte, am venit și am plătit impozitul ca să plătesc cu bonificație. Am văzut că mi-au dat acolo câte 2000 milioane vechi, vorbesc. Am întrebat, zicea, păi că zonarea, dar pe cine-i de vină și câta președinte, a primar? Zice, Rodi. Zic, dar Rodi șef de unitate aici în Cămărjana. Ba nu e, dar ea trebuie să se ocupe cu așa ceva. Da, dai ordin. Da, dai ordin la ăștia, poți da ordin? Adică băga vina așa cum o băgat Adam, că nu îl devine cu mărul, că Eva i-l a dat. Eva, ca să scăpe și eu, scă șarpele. Bagă vină pe Rodi, bagă vină pe Călin, în loc să se vadă ei greșeala lor. N-au oglinți, ar trebui să le faceți rost de oglinți, să se vadă pe ei. Să ne spuneți drumurile din comună, cum se prezintă? Drumurile din comună, câta alegere, se mai tomesc un pic. După alegere o termina totul. Chiar pe strada mea îți trecut de 10 ani de când nu au pus o mașină. S-a gătat bugetul. Că s-a gătat bugetul. Da, pe la noi de 20. Și utilități aveți? Avem. Avem, dar dacă le facem noi. Personal. Aici mă refer la apă, canalizare, gaz. Canalizare nu avem, dar e vorba că s-a pus un plan să se facă acum. Nu știu dacă e drept, cum am auzit. Nu avem apă, avem bagată apă potabilă, bagată de noi, nu pentru toată comuna, ci parțial. Dar e vorba că s-a bagat. Dacă se fă canalizare, trebuie să se facă sondă, să se bage apă așa cum scrie carte. Căminul cultural a fost renovat sau în ce stare se află? Căminul cultural e așa. Așa ca rețeta pe prăjiturilor, dacă ai, dacă nu știu așa-s bune. Ce vă doriți dumneavoastră în perioada următoare să se întâmple aici în Cămărzana? Cum să se schimbe? De ce aveți nevoie? Eu doresc și avem nevoie de multe. Avem nevoie de școală, să se renoveze, să se învețe copiii aici, nu să margă copiii clasa întâi să se ducă din Cămărzana cu mări din altul loc. Să petreacă părinții la autobuz și să-și lașete la autobuz pe copiii de clasa întâi. Nu se interesează nimeni, tot omul se interesează de buzunarul lui. Comuna Cămărzana e așa că cum o vedeți, dezastru pe aici, așa. Deci cu iluminatul deja mai nașpa, străzile le fac așa cum ziceam mai înainte, dezastru, numai atunci înainte de alegeri, atunci au fonduri și atunci fac și asfalt, zice până în pas face și asfalt, fac tot ce trebuie. În rest cam dezastru, că aici conducerea
E un șef, singur șef, ceilalți tăceți din gură că aici eu comand. Și cam atât. Domnilor, mă numesc Deag Iacob. Îs băștinaș a Cămărzănii, m-am născut aici. Îs de 16 ani în Anglia, vin de 2-3 ori pe an acasă. Dar prezentarea comunei, uitați, o să vede frumos păduri, să văd drumuri, să văd toate ceea ce mie nu-mi convine. Aș vrea ca să avem un primar cu un pic de școală, dar ne-am săturat de alții, pentru că noi avem și un pic de experiență de afară. Vrem un primar ca să fie tata comunii, să aibă o bună înțelegere în primărie. Să nu se mai audă că ăla trebuie dat afară, că ăla trebuie dat dincolo, că ăla nu face aia, că ăla nu face aia. Asta e o problemă foarte, foarte gravă în primărie. Din motivul ăsta nu merge drum, nu se face un drum, nu se face absolut nimica. Deci, de minciuni suntem sătui. Principala mea nemulțumire este asta. Plătesc impozit ca ala din sat, am dat 1250 de euro la drum și n-am drum. Cu debia mă duc cu caia acasă și vreau să am drum și eu până acolo la locuința mea. Uite, acolo locuiesc eu, din jos, din Solbace. Și atât. Atât nemulțumire. Dar apă, canalizare, apa, aveți? Apa de la noi cură la primărie, de acolo se sudea la ala. Apa. Tetele am, drum n-am, atât n-am. Și asta e cea mai mare problemă? Asta e cea mai mare problemă. Care este, din punctul nostru de vedere, problema cea mai mare acum în Cămărzana? În primul rând, așa mai pe scurt, odată cu mărirea impozitului, se zice, aproape dublu. L-am întrebat chiar pe primar Ghiță, că mi-o stătea și prieten, am venit să plătesc aici. Păi când am văzut, dar de ce? Păi cine devine? Consiliul local. Dar care e consiliul local? E, primarul și consilierii. Nu plătească ei. Eu nu plătesc până nu, să văd de ce. Aveam o crancă de drum acolo la pădurea, am grădină și mai an era domnul ăsta Pohotca, Știscu, că avara 100 de milioane pe strada ta, pe strada cealaltă, pe când, dar unde e? Nu vine nicio mașină de piatră. S-o găta bugetul. De atunci, iar alții, când au fost ăsta la Albâle, m-au venit aici la o ședință și mi-a aprobat chiar și Bura, consilierii, Pohotca și toți, da, știți, dar nu vine nimeni. Sară în grob cu jeepul, cu ștrapul, cu picioarele, parcă-s mușuroaie. Dar unde-s bani? Că bugetul vine sau, eu știu, nu-s bani? S-au opres cineva. Apă, canalizare? Dar de unde? Nimic. Dăm drumul la băni, șanț, ne pișăm în casă, iertați și mirosim noi afară. Dezastru, ca la țigani. Nu, am fost și în Franța, și în Londra, și în Grecie, când treci granița altul, aici cu totul țigănime și hoțime. Hoțime, dar de ce mafie, ce nu-i nici în America. Da, am revenit în platul informația TV, observăm că nici lucrurile în comun nu stau prea bine. Oamenii nu sunt mulțumiți, nu au drumuri, nu au școli, nu au un dispensar, nu au un cămin cultural. Haideți să pornim, am observat că o problemă mare este cea a impozitelor, doamna Rodica. Mai avem foarte mult timp. Haideți să ne limităm și să ne spuneți. Pe scurt, vreau să relatez. De 20 de ani de când lucrez în primărie, am reușit să întâmpin multe lucruri, dar le-am rezolvat. Deci au fost niște lucruri, deci nu de o asemenea amploare. Vreau să vă spun că din 2012, deci de când domnul Bule a preluat conducerea și domnul Costece a continuat, au pus numai povară și chin pe oameni. În 2012 oamenii au plătit diferențe la clădiri, pentru că masa impozabilă nu a corespuns în urma verificărilor, dar mai mult atunci ne-au atras atenția referitor la teren. Să facem zonarea în cadrul comunei, altfel vom avea diferențe. Nu a ascultat recomandările făcute de Curtea de Conturi. Doamna secretară nu a avut bunăvoință să adopte hotărâre în termen și a fost respinsă. Doar am putut pune în aplicare doar din 2015 și din cauza asta am pus din nou povară pe oameni. Sunt mulți cetățeni care au o grămadă de bani, chiar și de ordinul 400-500 de lei în plus la impozit. Deci nemulțumirea, deci când e vorba de bani, sigur că... Observăm că vina este dată pe dumneavoastră. Da. Dar asta e dumneavoastră factorul. Nu, eu în funcție de execuție, deci conducerea deci nu a luat măsurile necesare și din cauza asta sunt diferențe. Ei, ca să scape de probleme, dau vina că eu sunt vinovată pentru neregulile existente. Domnule Brândușan, noastră sunteți pe achiziții. Aș vrea tare mult să ne spuneți. Am auzit, nu-s drumuri, nu-i cămin cultural, dispensarul arată cum arată. Există proiecte pe așa ceva? Se fac lucruri în Cămărzana și oamenii nu știu sau... Proiectele sunt destul de puține, se putea face mult mai mult și încă s-ar mai putea face și de acum. Problema este că s-a pierdut, de fiecare dată s-a pierdut startul, în care startul
depunerii de proiecte. În momentul în care se puteau depune proiecte mari pentru infrastructură, canalizare, apă și drumuri, s-a ratat acele starturi. Acum cu apa și canalizarea am intrat și noi în master planul județului. Sperăm ca în câțiva ani să avem și noi apă și canalizare, împreună cu Apa Servu și Adi Apă Canal. Da, nu mai avem foarte mult timp de această emisiune, câteva secunde. Aș vrea să revenim la problema dumneavoastră, angajaților din primărie, și să ne spuneți dacă aveți de gând să mergeți mai departe. Este vorba despre o îngrădire a drepturilor omului. Îmi doresc foarte mult să știu, mergeți la, și la alte instituții? Vă veți duce, de exemplu, la Avocatul Poporului sau chiar mai departe? Eu vreau doar atât să vă spun că am acceptat să vin la această emisiune doar ca o formă de protest pentru faptul că noi vrem să fim lăsați să ne facem treaba în mod civilizat și în mod legal, cum spune legea. Nu să încălcăm legea așa cum ni se sugerează. Și faptul că l-am acționat în instanță pe domnul primar este doar pentru faptul că a să mă apăr eu. Adică atât. Da. Da, doamna Rodica, o secundă. Aș putea să completez de ce se spune colegul, dacă o să fim lăsați în pace. Deci mă refer la perioada următoare care urmează, mai ales având în vedere că sunt și președinte de circunscripție la Cămărzana. Dacă o să fim lăsați în pace și dacă o să colaboreze cu noi, nu avem nicio treabă, dar dacă nu o să fim lăsați, oricum noi vom continua situația, pentru că avem interesul să ne apărăm drepturile. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți. Și sperăm că v-am fost de ajutor. Eu cred că și da. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost astăzi alături de noi, că ați fost toată săptămâna alături de noi. Ne întâlnim luni, tot aici de la ora 18:30. Până atunci, rămâneți cu Informația TV, pentru că doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!